Bună seara, Marian. Din păcate, o seară neagră pentru FC Brașov. Să cu pasul spre Liga Secund. În primul rând, bună seara și înainte să vă răspund la această întrebare, cu durere în suflet spun că am venit înapoi acasă și se pare că ne ducem în divizia B, retrogradăm. Nu am venit la această echipă în vară. Sunt un pic emoționat deoarece în tribuna a fost familia mea. E greu acest moment pentru tine? Cel mai greu din carieră? Posibil că da. Deoarece te zoiau. Îmi cer scuze să nu credeți că pur și simplu când văd acești copii mă ia un pic emoțiile, deoarece în tribună era fost și copilul meu și îmi pare rău că o să mă duc la el acasă. Totuși destul de mici înaintea acestui meci, stătea și la mâna rezultatului de la Chiajna. Acolo nu s-a întâmplat ca Petrolul să încurce pe cea de pe Chiajna. Vreau să plec și să-mi cer scuze că trei copii. Vreau să... Pot să-mi țin. Din păcate o să mă duc acasă și o să-i spun copilului meu că o iau pe alt drum. Atât de dramatic să fie o retrogradare, până la urmă sunteți sportivi. Nu mă interesează de FC Brașov. Mă interesează de copilul meu care a fost în tribună. De FC Brașov este echipă ca-s brașovian și am venit această echipă să nu retrogradez, să joc alături de acest public și să stau cât mai mult alături de familie. Din păcate, nu mă interesează că am dezamăgit clubul sau, cu toate că nu este cazul, sau pe altcineva. Singurul lucru care e că mi-am dezamăgit copilul și că o să iau de la capăt la altă echipă. Nu vreau să fac o tragedie sau să credeți că poate uneori am fost puternic, dar acum când mă uitam în tribuna la el, numai la el mă uitam și îl simțeam că nu se mai trezește dimineața lângă mine, da? Asta e viața, mergem înainte. Oricum, fotbalul, nu poți să spui că s-a încheiat, chiar dacă ai ajuns deja la o vârstă, pentru că ai arătat în acest sezon, ai reușit să marchezi multe goluri, așa că probabil vei mai evolua și la altă echipă. Probabil că joc cu sufletul și asta mă ajută cel mai mult în viața mea. Încerc să mă motivez cât mai mult. În continuare, cer mii de scuze către toată lumea. Ne pare rău că am ajuns în această situație și este numai vina noastră. Probabil... pentru mulți dintre noi viața merge înainte. Cu siguranță de mâine, de poimâine ne vom căuta vorba unui antrenor. Am rămas fără servici. Într-adevăr, pentru mine nu se termină fotbalul aici. E durerea mare că înainte să vină această echipă puteam să aleg alte echipe, alte oferte, mai mulți bani, mai puțin, nu contează. Am venit cu sufletul, am venit să fiu alături de familie, de copilul meu care a plecat de 10 ani acasă și se pare că voi pleca iarăși. Dar ținând cont că ești brașovean, de ce n-ai continuat în Liga a doua cu FC Brașov? Pentru cariera ta te gândești să mergi la o altă echipă de Liga 1? În momentan simt că mai pot să mai joc, simt că mai pot să ajung la Liga 1. Bună întrebare. E posibil orice. În momentul de față nici nu vreau să mă gândesc la altceva. Nu știu la cât o să ajung acasă. Sper să ajung în seara asta, mâine dimineață, sper să ajung. Marian, cum arată viitorul echipei după această retrogradare? E o întrebare care eu nu pot să vă răspund, deoarece sunt jucător. Vă vor răspunde cei din conducere sau cei din conducere va trebui să facă ceva, să rezolve ceva.
Acest rezultat de egalitate, practic, a îngropat-o și pe Gaz Metan, care și ea merge în Liga a doua. Nu v-a ajutat deloc, anul trecut un egal v-a salvat pe Amboi. Din păcate, ne pare rău pentru cei de la Gaz Metan. La Gaz Metan joacă fiul meu Ciprian Petre. Credeți-mă că de două săptămâni nu vorbim la telefon, cu toate că de obicei ne auzim la săptămână. Nu, poate înainte acestui meci mulți aveau suspiciuni. Brașovul și-a apărat șansa corect și și-a jucat-o până la capăt. A crezut în șansa ei. Ne-am bucurat cu toți când am auzit că este 1-0 la Petrolul cu Chiajna. Mergem înainte. Problemele cu banii, insolvența și tot ce s-a întâmplat în jurul echipei au făcut ca această retrogradare să fie, să se întâmple? Nu este timp să analizez eu acum. O să se analizez orice problemă. Important că nu este cineva anume vinovat. Suntem vinovați cu toți. Am avut multe meciuri la îndemână. Ne-au stat la îndemâna noastră să câștigăm. Am și spus acum vreo câteva 6-7 etape în urmă că campionatul nu este terminat. Campionatul se joacă până în ultima etapă și să nu ne trezim prea târziu. Se pare că ne vom trezi.